Stimați colegi, prieteni, vă salut! Ne-am adunat astăzi să discutăm despre una din cele mai strigente probleme cu care s-a confruntat umanitatea din cele mai vechi timpuri și chiar până astăzi, și anume despre epidemii, rolul lor dezastruos pentru umanitate, cauzele apariților, metodele de combatere, imaginarul construit vis-a-vis de ei. Și pentru că în acest an bisec pandemie de coronavirus a devenit principalul eveniment al acestui an, umbrând multe alte evenimente importante din această perioadă, vom veni cu unele analize asupra reprezentărilor construite din metalul colectiv asupra pandemiei, carantinei și vaccinării. Pandemia provocată de nou coronavirus SARS-CoV-2 s-a dovedit a fi cel mai sever test pentru sistemul economic, politic și financiar global, pentru multe organizații internaționale, pentru guverne de fiecare țară. Această încercare prin care trece omenirea se pare că mai are mult până la finalul său, deoarece vârful pandemiei se anunță abia acum, iar în presa internațională se vorbește tot mai mult despre un al treilea val pandemic, consecințele căruia încă nu sunt evaluate și cunoscute. Impactul puternic asupra actualității și situația complicată în care s-a pomenit omenirea în legătură cu această pandemie determină pe jurnaliști și oameni politici, pe politicieni, să se concentreze asupra problemelor economice și financiare, iar pe noi istoricii ne trezește, nouă istoricilor ne trezește involuntar referințe la epidemiile din trecut, cunoscute de umanitate, cu impact major asupra memoriei colective. Astfel, valorificând această memorie colectivă, folclorul, dar și documentele de arhivă, vom încerca să reconstruim istoria acestor pandemii, să discutăm despre imaginile create, imaginarul popular sau imaginarul colectiv asupra acestor pandemii, dar și despre tangențele cu actualitatea. În continuare, îi voi oferi cuvântul directorului adjunct al Institutului Patrimoniu Cultural pentru un cuvânt de salut și pentru a deschide această ședință a noastră. Remarc că ședința se află, a fost planificată de Institutul Patrimoniu Cultural la începutul acestui an și că este înscrisă în planurile evenimentelor științifice aprobate de către ANCD, de către ANACD. Stimați colegi, experiența depășirii epidemiilor, a pandemiilor în trecut, credem noi că este deosebit de importantă în prezent, atunci când societatea se confruntă cu o criză majoră la nivel mondial. Știm de la lecțiile de istorie că epidemii au fost și în Evul Mediu, atunci când ciuma era deosebit de răspândită în orașele medievale, dar și în larg în țările în Evul Mediu. În epoca modernă au apărut și alte tipuri de epidemie atunci când societatea a ajuns la un nivel mai avansat de dezvoltare, au apărut și noi provocări, fiind un șir de epidemii larg răspândite. La fel, ciuma era răspândită, apoi știm că la răscucea secolilor 1920 a fost gripa spaniolă care s-a răspândit pe larg și fiecare dintre ele în societate a fost întâmpinată, să zic așa, sau petrecută diferit. Adică societatea s-a confruntat diferit cu aceste epidemii, au aplicat diferite metode de eradicare și de protejare a societății. În perioada interbelică și timpul cel de-al doilea război mondial, dar și perioada postbelică, răspândit era și conform documentului care le-am întâlnit și eu în arhive, a fost tifosul care de asemenea a fost o provocare inclusiv pentru populația din Basarabia și din RSS moldovenească. Medicii, sistemele sanitare, conducerea politică, autoritățile au luat măsuri acelea care au considerat
ei oportune la acel moment, ținând cont și de nivelul lor de cunoștințe pentru depășirea acestor epidemii și bineînțeles, cunoștințele și independența de cunoștințele medicale care erau la acel moment. Astăzi, în secolul 21, parcă ar trebui să fie depășite aceste etape de epidemie și să nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme, ținând cont că considerăm noi este o societate înaltă, dezvoltată, democratică și multe alte epitete putem să-i atribuim, dar iată că nu am depășit aceste probleme nici în prezent, ne-am confruntat, adică umanitatea deceniile precedente și actualul cu Ebola, gripa aviară, gripa porcină, care de asemenea a pus în pericol umanitatea, a răpit vieți umane și a făcut multă lume să sufere. Dar au provocat și multe pierderi economice societăților și astfel aceste consecințe le simțim și noi astăzi, atunci când activitatea noastră este periclitată, este împiedicată, nu ne putem desfășura activitatea în mod normal, cum noi ne-am obișnuit. De aceea, credem noi, lecțiile istoriei, lecțiile etnologiei în depășirea acestor epidemii este deosebit de importantă, în primul rând pentru noi, membrii societății, dar poate oferim și sugestii autorităților și persoanelor responsabile în eradicarea lor. De aceea, încurajăm și salutăm desfășurarea acestei mese rotunde importante, vă invităm la discuții și la participare activă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegi, în continuare oferim cuvântul doctorului în istorie, Valentina Apu, pentru a prezenta comunicarea simbolismului liecilor în contextul bolilor epidemice, pandemice și a practicilor medicinii magice, abordări istorice, medicale și etnoculturale. Este. Am început, vreau să remarc că am ales tema legată de simbolismul liecilor în contextul bolilor epidemice, pandemice și a practicilor medicinii magice. Aproape istorice, medicale și conculturale. În stare vreau să remarc că am temat Liliac Anifra Română este cu seas după, adică Liliac Manifir, Liliac Floare. Deci în cazul ăla ne vom referi la Manifire. Deci pentru început vreau să remarc că odată compariția primului focar în Iuhan de Conet, 19, au fost formulate mai multe ipoteze care avea în centru versiunea de transmitere a virusului de la anumite mamifere sau șerp la oameni. Unul dintre mamifere care figura aceste viruiri era Liliacul. De asemenea, vreau să remarc că Liliacul a fost, într-un fel, unul dintre cei care au transmis virusul de Ebola, deci în Republica Democratică Congo. Dar cu Liliacul au fost implicate și alte mamifere. Vreau să remarc că atât în cultura chineză cât în alte culturi, există anumite tradiții legate de gastronomie, anume folosirea în alimentație, inclusiv și a liniciului. Totodată, în tradiții creștine și iudaică, vor remarca că din cel mai vechi timp au existat interdicții destul de severe în alimentație, în ceea ce privește consumul cărnii anumitor mamifere. Astfel, nu se a reglementat regimul alimentar, fiind convins că ceea ce intră în corp putea să dea naștere la boală. Animalele sporcate pentru alimentație erau declarate cărnila și corpul, nu tot fiind considerat vinovat de contaminarea evreilor cu lepră în timpul locării din Egipt. Zburătoarele prohibite pentru consumul alimentar erau liliacul, vulturul, corbul, cioara. Important este că, pe parcursul istoriei umanității, în imaginarul colectiv al oamenilor, liliacul a avut mai mult o imagine negativă, deoarece ne-a dat un mod de viață tânător și, bineînțeles, că nu era cunoscut pentru oameni, pe acest fond au apărut destul de multe speculații, fobii, etc. În actul de tratament sinistru al liniciilor a fost fortificată opere literare și producțiile cinematografice prin mediatizarea mesajelor pe din natura demonică a vampirilor și liniciilor. Vom aduce doar câteva exemple în acest sens. De exemplu, tipul spaniol Francisco de Goya, prin opera sa Capricele, a contribuit iarăși la alimentarea acestui stereotip de a lui
Mincinul ca fiind reprezentanța ai forțelor malefice, deci a forțelor întunecate. De bun, a elaborat 80 de gravuri, dintre care 38 sunt dedicate anume moșterilor, demonilor, forțelor oculte și multe multe altele. De aici am selectat doar câteva ca să vă dați seama cum percepeau chiar la Liliacul, deci spune o pictură, o gravură. Aveam aici și una dintre gravuri, este somnul rațiunii naște, naște moștri. Alte gravuri are vederea iarăși câțiva moștri care privăd că omul tot viața sa este stor de vladă, de seră, de cineva. Tot în printre forțe demonice se există și denunțătorii. Denunțătorii sunt cei mai slab pregătiți în vrăje, în actul ajutorească, dar sunt cei și mai detestabili sau uriți. Un alt gravur, care iarăși va are vedere aici pe Liliac, este iarăși câțiva persoane demonice și respectiv care se îngrijesc unghiile. Chiar și gravii nu aveau dreapă să sporte, sparte unghii mijite. O altă gravură reprezintă două vrăjitoare, una mai în vârstă, mai experimentată și cealaltă nu vii, spunem la început de cale, și este Liliacul pe fundal. Este important că aceste vrăjitoare, dar în care cământul sunt discusite și nu le ajunge nici dragul. De asemenea, vreau să remarc că acest mit despre Liliac a fost folosit în literatură de către scriitorul irlandez Bram Stoker, în romanul său Dracula. Important că acest autor, prin această lucrare, a pus bază pe un genul literar nou, literatură cu vampir. Prin literatura românească, Lucian Blaga s-a referit la descrierea unui sat în care plânge ciuma și pe fundalul apariției lui, deci apare Liliac, care îmbrățișează luna, adică iarăși ceva demonic. Acum vreau să remarc câteva informații legate de chiroptere, adică chiroptere au origine, viața șternă este de origine de apă și s-ar trebui și că lumea și aripă. Interesant, aripa din grade e repetă tocmai structura animalului. De asta iarăși este un misticism legat de aceste ființe. Chiar înainte primesc, poți la lucru de oameni. O atât de mai mare eficientă față de Liliac, dar să știți că literatura de specialitate au specialitate. Sunt la drept. Dumnezeu nu este ființe remarcabile. Anila Borda și Cristina Borda sunt cu animale fascinante. Eu voi prezenta doar câteva din site-urile care prevede în care zboară activ. Ele nasc câmpuii vii, viteza de deplasare de zbor ajunge de la 50 la 105 km. Ele pot ne dura până la 100 de km. Cele mai mari colonii sunt rata de exemplare. În Republica Moldova avem 20 de specii de lieși, acolo de o familie cu slinici. Important, în Republica Moldova, dar că ai disipă în oară peșelă. Acum, până astăzi, 1200 de specii care ajung călăuțelor la 20 de metri, alte ceapuri de călăuțelor de metri. De asemenea, un alt exemplu de lieși giganți sau negra chiroptere, alt, mai jos, sau altă specie de rug zgropare. Cel mai mic mamifer sau cel mai mic liliac are o greutate de doar 2 grame și este numit liliacul bondar. El este acoperit în pumane. Așa, are o mărime din avar de 2-3 cm. Deci, de asemenea, vreau să remarc că liliacii îndeplinesc un rol benefic în agricultură. De exemplu, sunt specii de lilieci care un singur individ, un singur reprezentant, de o noapte poate mânca deci până la 4.000 de pensari. Adică, în agricultura, lupii ei sunt destul de folositori. De asemenea, acel liliac vampir obișnuit, desabus corumbus, și el a stat la baza mai multor interpretări romane despre lilieci. Vom vorbi
și despre medicii care au contribuit la răspândirea virusului Ebola, evenți medicii giganți din Congo, sunt câteva specii de astfel de medicii și îi menționez pur și simplu. Acum, pentru a fi mai explicit în ceea ce privește spre partea zoologică a acestor mamifere. Deci, în primul rând, toți autorii remarcă aromul ecologic jucat de mineș, adică ei devorează o cantitate enormă de insecte devânătoare. Eu vreau numai să remarc că industria de bombard din orașul Texas, din America, anual câștigă, datorită mileniilor, 27 de miliarde de dolari în această industrie. Adică nu trebuie folosite pesticidele, herbicidele, dar această muncă o îndeplinesc mileniilor pentru a supraveghea plantațiile de bombard, ca să un astfel de exemplu. Un alt mit despre mileniilor ar fi vampiri, adică hemotofagii. În realitate, 71% de speciile de lilieci sunt insectivore. De ce devorează insecte? Fructivore sunt 23%, nectarivore, pipolenivore, care polenizează plantele, sunt 5%, carnivore și piscivore, adică mănâncă atât mamifere mai mici cât și pești, 0,75%. De când lilieci vampiri sunt alcătuiesc în lume numai 0,35% din numărul total de aceste mamifere. Este important că, vorbind despre lilieci în țările vecine, de pe România, avem 31 de specii. În Marea Britanie s-au păstrat până 17 specii. Noi chiar în Republica Română depășim pe arealul răspândirii speciilor comparativ cu Marea Britanie. Important este că în ultimii ani a crescut numărul speciilor de lilieci în Europa. Specii a ajuns la 47. Din alte teme, lilieci, de o parte, sunt predători de insecte, pești, etc., pe de altă parte, ei tot sunt pradă altor mamifere, inclusiv a șobolanilor, pisicii, a șoimelor și altor mucoate. Este importantă o categorie de lilieci specii care polinizează plantele și răspândesc semințele de plantă. Adică avem lilieci care, pic de mapă, răspândesc câștiare de semințe și contribuie la regenerarea pădurilor. Cemeterile, de asemenea, ca primul lor economic, contribuie iarăși la eradicarea dăunătorilor și multe de altă. Vreau să-mi asemenea că, când vorbim despre lilieci, apropo, eu cătuiesc că vin de fiind făcute din toate mamiferele de pe Terra. De asemenea, lilieci au avut foarte veche, circa 50 de milioane de ani în urmă, deci au apărut de lilieci și până ziua de astăzi ei sunt în natură. Important că lilieci sunt compuși de fricor boli, infecțioase, bacteriene, sindromul nasului alb, boli nicotice. Cu certitudine, s-a constatat că lilieci pot transmite oamenii prin mușcare rabia. Dar aceste cazuri nu sunt atât de multe. De pildă, în Statele Unite, timp de 15 ani, 16 cazuri dintr-o total de 22 de ani au fost din lilieci cu rabie. Adică, iarăși, mitul de legate de lilii. Acum cu Ebola trebuie să remarc că primul caz, tot și-a fost atestat în 1976, este febră hemoragică. Rata de mortalitate a acestei boli este de 90%, este foarte înaltă. Dar ce s-a întâmplat cu Ebola? Deci, au fost distruse pădurile în care locuiau lilieci, ei s-au transferat cu traiul în fermele de porci, au infectat porcii și din acolo s-a transmis această boală de boală la oameni. Adică în cazul dat, emergența, spunem așa, omului, în natură, în mediul de traiul lilieci, l-a prejudiciat în curând viața lor, habitatul lor și atunci omul culege roadele aceste intervenții, inclusiv prin faptul că a primit ebola. În 2002, noiembrie, deja în Guangdong, în China, este atestat de primele cazuri de pneumonia tipic, HARP, sindromul acut respirator bun. Și iarăși aici este implicat chiar câteva specii de lidiac. Numai că virusul SARS a fost transmis nu direct de la lidiac la oameni, dar prin intermediul unor răzătoare, din pății Himalaya, respectiv de la aceste răzătoare consumate de oameni în alimentație, acest virus a trecut la om. Un alt virus foarte
îl cunosc, este virusul lui Pah. Acest virus a fost transmis de vânturile zburătoare. El prima dată apare în Malaezia. Important este că gradul de mortalitate este foarte înalt, 70%. Faptul că iarăși pădurile au fost defrișate și atunci vânturile zburătoare, milicii aceștia mari, au fost nevoiți să treacă în plantațiile de mango și le infectau. Deci oamenii consumau fructele de mango și se îmbolnăveau de virusul lui Pah. Atunci, care ar fi cauza? De ce medicii desigur apar ca primii vinovați pe listă de transmitere a anumitor boli virusul roman? În primul rând, medicii pleacă parcursul vieții de 60 de virus fără a fi afectați. Deci asta e paradoxul. Deci chiar de purtător, dar trebuie să vă afectează. Oare atât de perfect sistemul imunitar, că deja nu mă afectează, dar el poate transmite altor vieți, altor manifere, așa mai departe. Plus la toate lucrurile, medicii când zboară, deci metabolismul lor apoi de ce plăce lor. Vă apăză de două. Respectiv, acest decalaj în întregâneacul când el pe plăce și când zboară, a modificat ADN-ul lor. Că ei au un ADN-ul destul de puternic la virus, la bol. Apropo, medicii din lume, într-o dată, nu se îmbolnăvesc de cap. Pentru că nu mă urmăresc, ați fi tabloul integru, deci am selectat câteva exemple. În primul rând, de foarte des liliacul este folosit în medicina magică. Sau de câte părți de liliac. Capul, pielea, eu știu, labe, aripile și așa mai departe. Totodată, aceste ingrediente de vrăjeală și farmece se regăsesc într-o formă sau altă în practicile magicele tuturor popoarelor europene. Deci, vrăjitoarele în nou ieși din ajun de Crăciun, iar scheletul de dumneavoastră rezultat în urma devolării trupului de către furnici, într-o oală întoarsă fund în sus, era folosit la farmicele de dragoste sau la respingere a unei anumite persoane. Era o practică interesantă de spiritoasă. Deci, dumneavoastră când se era băgat într-un ucior, uciorul trebuia să-i faci două gâmpuri și să-l duc fundul în sus pe ușorul de furnici. Și fug de acolo, iar furnicile devorau liliac, dar când începea strictele. Pe spala care ascultă strictele de liliac, urma să surzească. După câteva zile, persoana venea și aduna scheletul liliacului, care folosea în magia dragostei. Adică era o grebuță în formă din scheletul său și era un țepăieș. O grebuță trebuia să atingi persoana de care vrei, de care voia să se îndrăgostească de tine, dar țepăul trebuia să-l împungi persoana care ți era respingătoare. Deci, mă rog, așa e o tradiție. Iată că părații în Europa Occidentală erau distinse două forme de magie erotică. Magie iubirii, care urmăreau să suscite sau să-i restabilească afecțiunea durată la adesea între soț și soție, și a doua este magie sexuală, care avea de scop nu afecțiunea durată, ci atracție sexuală și gratificarea imediată. Unul dintre mijloacele de vedere atingere scopului magiei sexuale prevedea pasarea la capul unei femei adormite, a unui caier de lume de 400 de miliard. Deci pentru a deveni, pentru a ispiti. În părțile de cucilor, cu liliacul prins și uscat, se afumau cei ce suferă de frică sau bubuiesc noaptea, lunaticul. În Păceava se afumau cu fel de liliac pentru că, ca să treacă ceasul cel rău. La fel în Făceava circula un remediu popular fugat care prevedea prinderea liliacului, jupuirea lui de piele, ultima fiind prăjită și făcută praf, iar cel care bea acest praf se vindeca de orice boală. Pentru tratarea omului prins de friguri, trebuia deprins un liliac, diplomatit de el orativ și administrat această precoară bolnavului. Cu sângele de liliac, care de peste lați când îi strivești capul, se ungeau coșurile și legii, spre a-i face să dispară. Pentru a avea un loc și pentru ca să-i meargă în casă, omul urma să îngroape un liliac în fața casei și peste el i-au pus câteva monede. Liliacul era propice oamenilor de afaceri. Cei care mergeau cu mafă în târg pentru negustorie, urmau să tragă cu grebuluța scheletică și veneau în mulțime de cumpărături. Ca să-ți meargă bine, prevenind, trebuia să te îngropat un liliac sub pragul la intrare. La fel, consacrarea banului putea fi făcută chiar de pericol, în urma contabilului cu alte elemente magice. În acest scop trebuia să trai un liliac cu o monedă, apoi 9 zile să o porți la braț fără să te rogi sau să mergi la biserică, până să auzi sunetul clopotelor.
Popor se credea că va fi vreme bună sau vreme frumoasă atunci când ieși vor ieși în număr mare. Această credință există și în spațiul Rusiei. Totodată, Iliacul era perceput și ca o creatură malefică care provoacă multiple boli și suferințe oamenilor și animalelor. După vremea, oamenii credeau că șoarecul care a rost natură în zile de Paște în biserică capătă aripi și se face Iliac. În țara oașului se credea că liliecii sunt niște păsări coare. În imaginarea populară a lipilor liliac erau asemănătoare cu cele ale dracului. Dealul putea înfătua fățișarea unui animal, inclusiv cea de liliac, pentru că ulterior întâlnându-i pe om, cu gândul să-i vâre boala în trup. În lumele de scâmbici și de alugarea bolilor cu circulație între norman, este invocată mamarca, adică Duhul necurat, mama dracilor și soția lui Scaraloschi, identificată cu zeul sirienilor antici, Mamona, care se poate metamorfoza în liliac. Liliacul era considerat prezisitor de al morții. Dacă se vedea cumva liliac visat în mâncare, cei de om își pierdea cumpătul în gând de bunate. Oamenii sfereau de atingere liliacul, crezând că dacă un liliac s-ar așeza pe capul cuiva, rupându-i un fir de păr de pe cap, atunci acel om urma să moară în curând. Dacă liliacul s-a anelat cuiva în cap, pierzându-se în crâncile lui, trebuie să-i taie părul pentru a-l scoate. Se credea că dacă liliacul trece pe sub vacă, ea crușește, pierde deci laptele. În povestea, fata cea reneșă, sunt mai mulți erori, dar important este că moșneagul care a vrut să mănânce lapte, dar n-a găsit mâncare la bucătărie, a fost îngrijorat de baba sa, de nevasta sa, că altă dată vei mânca toți la masă, dar nu sunt din laptea să mănânci ca liliacul. În limbajul de argou, de ținuților din România, există o categorie de pușcăriași numiți vampiri, fiind astfel etichetați criminali care ucid din plăcere de a vedea sângele curgând și de ținuții știri cu gantura lipsă în față. În folclorul pentru copii din Lehidens, aduce culoarea următoare ghicitoare, în pădurea Chiriacului este cuibul Liliacului, răspunsul corect fiind păduchele. Acum vom da câteva exemple din culturile lumii. Cum este reprezentat de viață. În primul rând, din Egiptul Antic, conform papirusului lui Smith, oamenilor cu cataractă li se turna în ochi sticlă pisată încinsă, un tratament care funcționa cu adevărat, iar genele crescute înăuntru erau frecate cu sânge de liliac. În Mexic, liliacul simboliza lumea de dincolo de introspecție. În cultura maiașă exista divinitatea liliac, asociată în opții și introspecție. Pentru a lintări forța și caracterul, numele copiilor era ales de numele animalelor, dar după adoptare creștinismului, numele era identificat cu cele ale sfinților răsfățiți de respective animale. Respectiv, în onomastică maiașă, există astfel de nume ca Liliacul Roșu al Drumului. Literatura occidentală, influențată de percepțiile orientale, Liliacul apare ca o completare a imaginii vampirului stripului. Vampirul fiind perceput în calitate de mort, demonizat, iese din mormânt, noaptea sub formă de un liliac, suge sângele oamenilor adormiți, le provoacă acestora coșmarul, transformându-i pe semen, în ultima instanță, în ființe asemenea lui. În iconografia demoniacă europeană de secolul XIV-XVI, era sesizat de influențele chineze, în reprezentarea unor coarde de diavol, coarde de liliac. În percepția mitologică populară a croaților, pentru a zbura, vrăjitoarele se înungeau cu un unguient special, după care îi creșteau aripi ca de liliac. În Rusia, deci în cultura rusă, deci rușii purtau pentru sănătate, pentru a fi feriți de febră, un liliac de noapte uscat. În regiunea Voronești se credea că șoarecele care mușcat din Sfânta Pască se transformă în liliac, urmând să trăiască în casa în care s-a produs metamorfoză. În iconografia rusă influențată de percepțiile populare, necuratul avea după lume are din sate la fel ca cele ale liliacului. În creațiile iconografice erau reprezentate bolile febrile cu chipul a 12 femei, fecioare. Deseori nu, din zestrate cu ar de liliac și gonite de arhanghelul Mihail cu o bâtă metalică în bieza infernului. Relevant este faptul că fiecare femeie e simbol al unei boli, boli avea culoarea sa aparte, ca și bolile femeile, deci culori diferite. Pentru a evita apariția pistruilor, era recomandată portarea unui liliac uscat atârnat de o punguliță tămâie fixată la găiteanul crucii de la piept. Se credea că seara pe amurgite, liliacul tinde să rupă un fir de păr de pe capul omului pentru a-l duce în copac. Respectiv, percepția de Rusia. Dacă liliacul rupe un fir de păr de pe capul omului și îl duce pe un copac verde,
înfrânzit, atunci scurt timp acest om va fi sănătos și va adăuga în greutate. Dacă firul de păr este pus pe o creangă uscată, în scurt timp această persoană se va îmbolnăvi, se va usca și cu timpul se va stinge. Deci această diferență. În mitologia rusă, de asemenea, este invocat acel personaj Leșei și am găsit deci iarăși într-o regiune că Leșei, care este blestemat în a se transforma în Iliad, primind și un chip de apoi drept pedeapsă de Dumnezeu pentru că a mâncat nafurile pe îndesate. Un exemplu de medicină, deja nu magică, dar medicină practică, în secolul XIX, în practicile medicale ale aborigenilor Tolai, de pe insula Noua Britanie, aflat la privirea țărului Noi Dumnezeu, erau efectuate operații chirurgicale pe cranul pacientului. Paradoxal și fantastic că numărul supraviețuitor l-a ajungând la cota nivelosimă de tot 65%. Era o operație de trepanare a cranului. Apropo, aborigeni care erau atrate în studii inferioare a evoluției sociale, etc., în schimb ei, îndeplineau astfel de operație și încheie succesul era 75%. Cum ar fi explicate? În primul rând că operațiile erau efectuate sub cerul liber, era folosit laptele de cocos destul de steril, fibrele de cocos în calitate de ață pentru coase ranele, dar culmea este că Iliada, deci apul cu care cosau rana după operație, era confecționat de oase de liliac. Și apropo, paradox cu acești aborigeni tonari, deci, la ei se întâlneau des traumatisme craniene, pentru că arma de bază era praștia. Deci, aruncarea pietrelor cauza traumatisme craniene. Mai departe, iarăși la Tolai, această comunitate, fiind aborigeni, aveau cunoștințe profunde ale anatomiei omului. Și iarăși, culmea, cunoșteau bine anatomia omului pentru că practicau canibalismul. Deci, un paradox care l-am întâlnit la această comunitate, dar care, pe de o parte, este sinistru, de altă parte contribuie la dezvoltarea practicilor medicale. În tradițiile romilor călgărari de regiunea Ural, era răspândită practica de confecționare a talismanelor din lieci. Un astfel de talisman putea aduce în casă fericire și bogăție. Ocaziile de a prinde lieci erau rare, rezumându-se doar la cazurile când liliacul intra în zbor în casă sau în cort. Dacă un liliac intra în zbor în casă, însemna că este o casă bună. Un astfel de liliac era păstrat cu grijă, amplasându-l după ecoana de locuință. Atingerea liliacului era considerat un semn bun, iar așezarea liliacului pe umărul omului era semn de fericire. Confecționarea talismanelor din lilieci includea și tăierea capului sau numai unei părți a maneferului. Capul liliacului era fășurat în pânză și plasat alături de obiectele de aur pentru a atrage mai mult aur în casă. Un alt talisman era confecționat de mai multe ingrediente, lumânări de ceară, aur, pâine și liliac, toate fiind rostogolite până se ce rezulta în bolț de formă sferică. În concluzie, focalele de răspândire a virusului apar în acele zone geografice în care un om, prin varie metode abuzive, a ocupat spațiile de habitat al liliecilor, în special prin defrișarea pădurilor care constituie mediul de trai al acestor mamifere. Rolul chiropterilor este polivalent, fiind importante contribuțiile lor de ordin ecologic și economic, având un important impact asupra vieții omului, pentru că din Iliad, chiar astăzi, se lucrează asupra extragere unor proteine care preîntâmpină coagularea sângelui. Apropo, este un element destul de important. Așa asta deja este demonstrat. În majoritatea țărilor, chiropterile sunt protejate prin programe speciale. Important, chiar în majoritatea țărilor sunt asociații de protejare a liliecilor, fiind și programe naționale de protejare a acestor vietăți. Am menționat că, în pofida stereotipurilor, majoritatea liliecilor nu sunt vampiri, adică numai 0,3%, zicem, procente consumă sânge de animal. Stereotipurile formate în literatură, în artă, în folclor, despre natura vampirică a liliecilor, sunt de imaginarul individual și colectiv al oamenilor, care cunoșteau destul de puțin despre modul nocturn de viața liliecilor. Economiile liliecilor sunt răspândite în un tip de bun, cu certitudine, cu cazuri destul de minore, au fost stabilit că au fost transmise la om. Liliecii totuși sunt violați într-un fel de transmitere astfel de bun, că e bună, SARS-ul, virusul Nipah,
Dar iarăși la bază a fost activitatea omului, activitatea economică și activitatea spre anti-ecologică. De poporul românesc există o percepție dihotomă a legilor. În primul rând, ei sunt în remediul medicinii magice, în tratarea unor boli trupești și sufletești, pe de altă parte, liniacul, fiind perceput ca o creatură malefică, este utilizat în anumite preziceri, sumbre, fiind exploatată latura sa malefică sau necurată. În culturile lumii, Mexic, Europa Occidentală, Rusia, tradițiile romilor, liniacul este omniprezent în folclor, în medicina magică și în artă. Rezumând, vreau să remarc că nici pe departe, astăzi nu este demonstrat că liniecii s-ar face cumva vinovați de apariția focarilor de SARS-CoV-2 la om. Urmează în această prieță, bineînțeles, de cercetat mult mai multe lucruri și mult mai aprofundat. Totodată, această percepție a liniecilor, deci rămâne să persiste în scrierile literare și, respectiv, în scrierile etnografice. Adică este destul de dihotomă. Sunt prea multe mituri în jurul liniecilor, în realitate, spunem, activitatea benefică pentru umanitate, pentru economie, pentru ecologie, este mult mai mare comparativ cu activitatea, spunem, nocivă acestor manifere unicile vânătoare de lume. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc mult sănătate. Vă mulțumim și noi pentru această comunicare interesantă. Eu am o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, ați găsit undeva... Deci, nu dacă ați găsit. De găsit ați găsit foarte multe și ne-ați prezentat foarte multe date. Dar mă interesează să văd de ce credeți că... Deci, este doar un simbolism al liniecilor. De ce credeți că toate acestea, ați menționat cumva că toate operațiile care se făceau cu lilieci erau doar niște forme magice de vindecare. Nu credeți că există și un adevăr aici medical în faptul că liliecii erau uscați, pisați și dați ca medicament? Bineînțeles, dacă nu am avut să exemplu din Noua Britanie, deci de acei aborigeni care foloseau chiar medicina practică, operațiile legate de preparația intramenine, cum este aplicarea practică? Este benefică de dată, deci s-au specializat în asta. Ceea ce este în spațiul românesc, cam sunt pacienți. Eu consider că cam jumătate sunt prejudecăți, sunt stereotipe, dar undeva jumătate pot fi și remedii, spunem, ceva legat de calmare atunci când aceste prafuri sunt date persoanele întâlnite sau persoanele care sunt primatici. Adică aici am putea presupune că aceste prafuri totuși aveau un efect de calmare a pretinșilor, a pacienților. Mai greu este atunci când aceste prejudecăți legate de îngroparea liniecilor, așa mai departe, de farmece, de dragoste, bineînțeles că astea, ele fac parte din bagajul folcloric, etc., dar mai mult ca ritual. Ca ritual sau ca o convingere datorită psihologică, spirituală a persoanei în cauză, etc. Nu prea cred că e formă este de magie când la capul femeii este pus un fulor de bar cu sânge, ar trebui până două oare ca să meargă la o relație în afara căsătoriei și așa mai departe. Adică, iarăși, părerile sunt, eu cred că jumătate au drept a fi considerate ca practici, cu efecte destul de valabile, destul de evidente, dar ca jumătate din ele totuși rămân la categorie de superstiție, de prejudecăți. Dar, totodată, ele fac parte din cultură, din patrimoniul nostru etnografic. Într-adevăr, sunt vechi practici homeopatice, acum se numesc homeopatice, care presupun tratamentul prin cei ce te-ai îmbolnăvit. Deci folosești un tratament exact produsul care ți-a provocat boală. Și da, este și un efect calmant. Dar este și așa o ipoteză că, de obicei, la poporul nostru, tot ce se folosește, dacă, de exemplu, acest liliac era infectat, el putea servi ca o vaccină care nu era descoperită pentru boală, pentru că era folosită ca antidot, cum s-ar spune. Vă mulțumesc frumos! Doamna Regina, o mai apropiat, eu ideea asta am formulat-o, ce ai spus noastră,
Ce este important? Vaccinul ia această seară, deci ia adeseori la anumite tipuri de mamifere, animale. Și în baza lor se elaborează anumite vaccine destul de eficiente. Dar, în cazul lilieșilor, este imposibil de a elabora un vaccin cu principiul licenței boală, din licenței șeleată. Deci, practic, este dată nu este astăzi în vigoare și nu se aplică. Totodată, de la alte apropiere de mamifere, astfel de practici în elaborarea vaccinului sunt practicate. Dar cu lilieșii, până în piața, destul de multe rezerve, pentru că ei sunt purtători de foarte, foarte multe boli, virus, etc. Și atunci, apropo, cu rabia, în lume sunt practici când grupele care transmit rabia la oameni sunt prinse în capcane speciale, în cursuri speciale și vaccinate, ca să nu aibă rabie. Cu lilieșii nu putem face asta, pentru că acolo sute de milioane de mamifere și este imposibil ca aceste mamifere să fie odată și odată vaccinate, ca să nu răspândească. De altă parte, lilieșii trebuie să ne învețe. Îi iau peste 50 de milioane de când sunt pe Terra. Deci oamenii maximum, dacă nu așa, 3 milioane jumate, primii hominizi și așa mai departe. Adică anumite lucruri care au permis la anumite supraviețuiască timp de 50 ceva de milioane de ani pe Terra, ar trebui studiate mai profund, pentru că ei s-au păstrat. De când oamenii au avut o pandemie, o chestie de asta, deodată sunt vulnerabili, deodată sunt panicat și așa mai departe. Mulțumesc mult, asta am zis. Vă mulțumesc și dumneavoastră. În continuare, vă rog frumos să adresați întrebări. Cine are întrebări? Nu am o întrebare, dar aș avea o remarcă. Mi s-a părut foarte interesant materialul și foarte complex, din mai multe dimensiuni și mi-a plăcut foarte mult că a fost subliniată partea care ne interesează pentru etnologi și etnologi, și anume partea spirituală, partea simbolică, termenului analizat, atât la romanic cât și la alte popoare. Și vreau să amintesc că exact s-a referit la aripă, sau aripă este considerată un simbol al spiritului. Și din moment ce în imaginologie și în realitate, eu această paralelă a aripii reale și a aripii imaginare, cu diverse sensuri, deja este clar că acesta este un personaj mitologic noastră și nu numai. Altceva care mai puțin pentru că se referă la comunicare de astăzi, a fost un foarte de este din România, este la România, de se zice că e stau Zamonțes, Patrin Zamonțes, este la Doamna Osaci, nu vă mai auzim deloc. Aveți o problemă cu microfonul care nu s-a... Am fost în câteva peșteri din România, în peștera Muierilor, care este peștera lui Zamolxis, și în peștera Bunii, în peștera Ucilor, și peste tot, divii au subliniat că mai întâi sunt lieții și apoi omul, adică nu vă auzim, doamna Aleza. În aceste peșteri primare, care au fost locuința primară a omului, și din punct de vedere medical, și din punct de vedere al fertilității, care era, nu știu dacă vă auzim. Nu vă auzim. Da, vă mulțumim. În continuare, oferim cuvântul domnului doctor Ivan Duminica, comunicarea epidemiei limba sarabia țaristă și modul de eradicare a lor. Stimate domnule director adjunct dr. Adrian Doghi, stimată doamna dr. Natalia Grădinaru, eu vă mulțumesc că ați organizat această conferință care e necesară în timpul pe care noi acum trecem în timpurile grele și cred că, cum s-a menționat, această conferință va contribui în lupta care duce statul nostru cu
această pandemie. Название доклада «Как боролись с эпидемиями в Бессарабии в царский период». Следует отметить, что эпидемии не являлись чем-то необыкновенным для Прутодністровського междуречия в царский период. И, как указывают источники, здесь, на этой территории, бушевали такие, были вспышки, как чума, холера, сопной тиф, оспа и другие эпидемические заболевания. К примеру, чума поражала Бессарабию. Ну, здесь я отметил года, это в 12-13 году и также до 1829 году. После этого, в 30 году, здесь впервые появляется холера, которая имела несколько этапов и отмечалась вплоть до 1872 года. Известно, что одной из самых страшных эпидемий в тот период, не щадивших людей, была чума. Как правило, она поступательно распространялась из Азии на Балканы и оттуда уже в Бессарабию. Чаще всего переносчиками этой болезни являлись купцы из Османской и Австрийской империи. В Бессарабию товары указанных мест не только поставлялись, но и перенаправлялись через нее для иностранной торговли во внутренних губерниях Российской империи. Все это создавало благоприятные условия для проникновения этой заразной болезни в Бессарабию. Первые очаги, как правило, возникали в морских портах, где часто именно пришвартовывались купеческие корабли. Так, в августе 1812 года, как отмечают источники, впервые чума возникла в Одессе. А уже к ноябрю она проникает в Яский и Хотинский уезды Бессарабии. Благодаря своевременным мерам бессарабских властей удалось побороть эту эпидемию. Нужно отметить, что в 1813 году возникает чума в соседнем Молдавском княжестве. Для того, чтобы защитить Бессарабию от заражения, были закрыты все пограничные пункты, то есть власти знали о том, что в соседнем княжестве проходит чума, и поэтому закрывают все пограничные пункты. На пограничных постах были установлены карантинные посты, так называемые, где в полной изоляции от внешнего мира должны были находиться те, кто все же прибывал из мест, где отмечалась чума. Так, выходцам из таких охваченных эпидемией городов Молдавского княжества, как Факшаны, Галац и Бырлат, следовало находиться в карантине 40 дней. 40 дней в карантине. Мы порой вот 14 дней не можем потерпеть, а здесь 40 дней. А те, кто прибыл из других населенных мест соседнего княжества, должны были проходить карантин 2-4 дня, потому что те места не были затронуты эпидемией. В качестве профилактической меры бессарабские власти, они все-таки понимали, что, ну, так как была чума уже в соседнем княжестве, не можно было, нельзя было избежать, что сюда она не проникла. И поэтому они запретили экспорт и импорт товаров с соседнего княжества, а также даже заставили торговцев, которые все-таки проходили карантин, дезинфицировать монеты, чтобы и посредством этих монет чума не проникла в Бессарабию. В августе 13 года снова возникает чума. То есть опять все меры, которые предпринимались, они не смогли защитить, и она идет с севера, с Хотинского уезда, где были отмечены первые случаи. Более того, с юга то же самое, потому что порт Одесса рядом, и в Измаиле уже, как сообщает измаильский протопоп Никита Глизян, были отмечены первые вспышки, и поэтому город был закрыт, как сообщает высоконазванный протопоп. Для предотвращения распространения за пределы указанных уездов власти идут на крайние меры. Жителям разрешалось покидать этот уезд лишь после прохождения 15-дневных карантинов. К тому же у границ Хотинского уезда располагались патрульные посты, которые должны были не только возвращать ослушавшихся,
но и строго наказывать тех, кто нарушает карантинные меры. Благодаря своевременным мерам уже спустя год, в 2014 году, эпидемия была искоренена из названных территорий. То есть мы видим радикальные отношения властей к этому. И тогда население было другое. Тогда они более слушались, тогда не было телевидения, тогда они не думали о том, что стоит ли это делать или не стоит, как сейчас у нас, да, маску надо носить, нельзя носить. В силу того, что Бессарабия находилась на западной границе Российской империи, откуда чаще всего и проникала эпидемические болезни, Петербург начал уделять особое внимание устройству карантинов на пограничных таможенных пунктах. Поэтому с целью недопущения какой-либо эпидемии в крае был образован Бессарабский карантинный комитет. И в мае 2013 года было принято решение о создании карантинного комитета в городах Рени, Вилков, Измаил и Киря, то есть важные торговые города, где в основном концентрировались купечества. Кроме того, 26 мая 2013 года был образован Бессарабский комитет карантинных очищений, то есть места, где проходили карантинную обсервацию, те, которые приходили в Бессарабию. Все зараженные местности были окружены санитарным кордоном, а предметы быта дома, пострадавшие от чумы, сжигались даже. Даже после когда вот чумной очаг был погашен, карантинный режим на этой территории сохранялся еще в течение 60 дней. На границе строго следили за тем, чтобы кроме курьеров и корреспондентов никто ее не пересекал. Бессарабская администрация своевременно вела подготовку к возможной эпидемии чумы, благодаря чему даже были задействованы русские консулы на Балканах, которые сразу же сообщали местные посредством дипломатической почты, сообщали бессарабскому губернатору, что вот в таком-то городе на Балканах прослеживается чума. То есть уже они понимали, что она скоро придет и в Бессарабию. И здесь уже начали готовиться. В 2014 году в Бессарабию был отправлен надворный советник Дическулов и лейтенант флота Афанасьев, в задачу которых входило устройство карантинов на границе Бессарабии с Османской империей. При них была инструкция, и они по этой инструкции должны были вот делать вот такие карантины, вот как вы видите на вашем экране, один из примеров, Скулянский карантин. Даже благодаря этой инструкции можно узнать, как обустраивались эти карантины. Здесь должно было располагаться приемное отделение, квартал для очистки газом, именно газом таким, который был насыщен соляной кислотой. Именно вот зачумленные личные вещи и товары, они поставлялись в этот квартал и там этим газом очищались. Кроме того, согласно этой инструкции, особо обращалось внимание на то, чтобы пассажиры не могли жаловаться ни на тесноту, ни на холод, ни на другие невыгоды. То есть те пассажиры имелось в виду те, которые проходили обсервацию в этих карантинах. В каждом доме, вот как мы видим на заднем плане, это вот домики, где проходили карантинные обсервацию пассажиры. Отдельные домики должны были вмещать от 8 до 12 человек. И в этом доме должны были располагаться кровати, стулья, стол, фонарь, а в сенях небольшие отдельные кухни с печью. В пассажирском квартале обустраивалась площадь, обсаженная деревьями, наподобие бульвара, которая разделялась двумя барьерами. То есть пассажиры не должны были встречаться друг с другом. При карантинах обустраивались и больницы. Она были двух видов – обыкновенная и опасная. В опасной больнице специально вот те, у кого были уже симптомы заболевания, их именно там держали. А эта больница отделялась от общего карантина забором и даже углубленным рвом. При каждой больнице обустраивался особо небольшой сад для того, чтобы больные могли прогуливаться.
Уже, конечно же, нужно было, так как все чаще в Бессарабии вот отмечалось, это был даже принят Александром I в 1818 году устав о карантинах, который регулировал положение карантинных учреждений во всех областях и губерниях Российской империи, в том числе и Бессарабии. Согласно документу, все въезжающие на территорию Российской империи должны были проходить вот карантинную обсервацию. Там у них забирали паспорта и прочую документацию. Затем они под присягой должны были сообщить, имелось ли какие-либо эпидемические болезни в тех местах, где они проживали, через которые проходили по пути в Российскую империю. Вот сейчас тоже, вот я пришел через границу. Общался ли я с кем-то, кто болел с ковидом или так, подписываешь декларацию, вот ничего не меняется. Если при досмотре оказывалось, что пассажир больной, то его немедленно размещали в чумной квартал, так называемый при этом карантин. Их верхнюю одежду и белье, а также постель надлежало сжечь. Зараженные, которые жили в этом чумном квартале, получали постель из соломы и сухого сена, которые ежедневно менялись, а затем сжигались. А комната, где располагалась больной, окуривалась газом, как я уже отметил, насыщенная соляной кислотой. Внутренняя стража следила, чтобы никто не сбежал из этого карантина, и даже специальная статья, 232 из указа императора Александра I предусматривала смертную казнь для тех, кто самовольно решил покинуть карантинный режим. Не успели жители Бессарабии оправиться от чумы, как в ноябре 1830 года сюда впервые с востока пришла холера в Бессарабию. Конечно, она для бессарабцев была, для них было это что-то новое, потому что вот, читая, как они готовились, они уже знали, что прослеживается в западных губерниях Российской империи. Потом в Одессе они знали, что она приближается. И я, видите, я сегодня делаю аналогию с нашим временем. Как мы тоже знали, что в Молдову придет Китай, мы сначала не... мы сначала так думали, что пройдет, но когда уже пошло в Италию, и это мы уже поняли, что это придет и к нам. Вот так, и они тоже тогда все знали. И уже начали готовиться. В марте 1830 года было повсеместно разглашено о всеобщем очищении края. То есть привлекались священники, чтобы эти священники уговаривали население, чтобы они давали не скрывали, если кто-то заболеет, то обязательно сообщили властям об этом. Если кто-то умрет от неизвестной до того времени болезни, обязательно это надо было сообщить. И уже жителям также запрещалось отлучаться из своих городов, местечек и селений. Кроме этого, вот опять аналогия с сегодняшним, вот сейчас говорят, церкви не закрывались. Да, выходят священники, говорят, ничего, да, то бесерич, но фустенкиши. А фустенкиши были, закрывались и очень строго за этим следили. И даже вышел указ бессарабского генерал-губернатора, в котором он даже отмечал, потому что как раз были пасхальные праздники, это март 30-го года. И вот цитирую, что наставлял губернатор чересчур религиозным и священникам. Пусть каждый убедится в сердце своем, что принесение душевных молений Богу вне храмах святых столько же может быть приятно Всевышнему, как и перед алтарем Его. То есть и дома можно молиться, Всевышний услышит. Вот так объясняли это в царский период. В то же время бессарабский генерал-губернатор создал медицинский совет при врачебной управе, и которая издала инструкции в свою очередь. И опять же священники после молитв и после литургии должны были
именно на них ложилась обязанность увещевать население и им зачитывать вот эти все инструкции. И вот что гласила одна из таких инструкций, которую мы нашли в Национальном архиве. Рекомендовала жителям соблюдать чистоту и опрятность в домах и около них. Обращала внимание на личную гигиену, а также на то, чтобы в комнате воздух был сухой, чистый и умеренно теплый. Рекомендовалось избегать простуды, для этого запрещалось ложиться спать на сырой земле, на открытом воздухе, в сырую и темную погоду. Вспотевший, не выходить из комнаты на улицу, в холодный воздух. Одеваться теплее в соответствии с температурой воздуха. При появлении же первых симптомов болезни нужно было вызвать врача. В случае отсутствия такового должен был прийти фельдшер или цирюльник, который должен был, вот первая помощь, это надо было прикладывать 20 пиявок к животу больного. Вот это первая помощь была тогда. Сейчас мы парацетамол выпьем, что-то, а тогда 20 пиявок. Затем следовало натирать конечности больного нашатырным спиртом, скипидаром или вином, а также горчицей и стручком красного перца. Следовало также согревать живот больного, прикладывая горячую золу, а также истертый хрен, который должен был быть окунут в теплый уксус, и после вот он должен был отлежаться на животе у того, кто, у кого проявлялись холерные заболевания. Властями также было принято решение с целью не допустить распространения холеры и отпустить домой учащихся кишиневских духовных заведений. Ученикам, выходцам из мест, где не отмечалась холера, им также надлежало остаться в Кишиневе, потому что они из Кишинева могли принести вот холеру. Поэтому, по моему мнению, когда в марте власти приняли решение отпустить студентов, по моему мнению, это была ошибка. Надо было их оставить, потому что они являлись распространителями мы сейчас говорим о эпидемии ковида, да, в селах. Тогда вот приняли решение оставить их на месте, потому что они не распространяли. По наставлению врача, вот там, где остались эти студенты, должна была соблюдаться строгая дезинфекция, квартиры должны были окуриваться хлором. А там, где вот, например, было очень много воспитанников, то их брали в монастыри. Вот монастыри их принимали там и содержали их. Но в ноябре 30-го года уже появились первые очаги холеры. Не удалось избежать ее. И тогда, начинают проявляться вот первые вот очаги холеры. По данным источникам, только в Кишиневе за один месяц от холеры погибло 3000 человек. И опять же, было тоже две волны в ноябре. И когда казалось, что все прошло, уже к февралю все вышли и начали не соблюдать карантинные меры. И в марте прошел второй вал, который был еще жестче. И если вот сравним цифры, в начале, в ноябре было 3000 погибших, то, как указывают источники, на следующем году, когда была вторая волна, было 38 тысяч погибших. Только в Кишиневе. Церковь стоит, опять же, тогда холерные, все вот эти карантинные меры не всем шли по душе. Поэтому вот мы имеем пример, когда в Петербурге были даже холерные бунты. У нас в Бессарабии они не отмечались, но были изданы наставления императора Николая I, где он призывал подданных проявлять солидарность с действием властей. Сейчас критикуют многие, что вот власти не могут справиться с
Так надо и нам как-то помогать этому. Мы церковь, так же как и гражданские власти, включалась в борьбу с различными эпидемиями. Кроме совершения молебнов от смертельной заразы в официальном печатном органе Кишиневской и Хатинской епархии, Кишиневских епархиальных ведомостях, публиковались различные материалы, как побороть холеру. Примером может служить опубликованное в 70-м году наставление, как предохраняться и лечиться от холеры. В качестве эффективной борьбы с этими эпидемиями особо обращалось внимание читателей на соблюдение чистоты в их жилищах и проветривание помещений. Например, в одном из в газетах также публиковались реклама. Вот имеем спиртных напитков, помогающих в борьбе с инфекционными заболеваниями. И вот пока оказывается, что вино Сан-Рафаэль помогало тоже. Вот, но там, конечно, не надо было пить стаканами, там ложечкой, и она помогала от инфекционных заболеваний. Следует особо подчеркнуть, что в борьбу с эпидемией включались и послушники монастырей. Известно, что когда в 1872 году в Бессарабии свирепствовала холера, три послушника Шапского монастыря, снабженные лекарствами, ходили по окружным селениям и лечили больных. Цитирую, «Все это не могло не расположить жителей к монастырю, подавшую руку помощи в годины испытаний». Таким образом, вышеизложенный материал показывает, что строгий контроль, ответственность граждан, совместные усилия и неустанная всеобщая борьба с эпидемией, какой бы сложности она ни была, в конечном счете приводит к победе над ней. Какой бы ни была по своим размерам эпидемия, она всегда уходит в историю. Будем же надеяться, что и сегодня, оглядываясь на приведенные ранее примеры прошлого, наши сограждане проявят такую же солидарность с властями в деле заботы о сохранении народного здравия и благополучия. Спасибо. У меня два вопроса. Господин Иван Иванович, я просто когда говорил про попадание в наш край, и наши края, и чумы, и холеры, да. Мы называли, мне кажется, общие такие вот географические объекты. В первом случае мы называли Азия, в втором случае Восток. Мы не могли бы локализовать, какая конкретная страна была? Индия. Из Индии. Да, в том и в другом случае? Да, вот отмечались, что нет, холера из Индии, а чума из Османской империи, то есть из Турции. Вот. Спасибо. Второй вопрос. У вас вначале тоже было выдано в отношении к чуме, в отношении к холере указанные годы, когда они свирепствовали именно в наших краях. Да. А царский период, который вы рассматриваете, заканчивается 1918 годом. Были ли еще такого же подобного рода эпидемии после 1872 года и 1918 года? Значит, вот то, что я исследовал, уже не отмечались такие эпидемии, потому что к этому периоду уже, конечно же, возникают и комитеты народных здравий, тогда возникают и лечебные заведения при земские больницы, вот земские больницы, которые строго следили за этим. Но опять же, мы избавляемся от одной болезни, а тогда вот тиф был часто распространен. То есть, уходит одна эпидемия, приходит другая. И так что и сейчас вот после ковида то же самое может прийти другая. Да. А вот когда была Первая мировая война, да, испанка попала ли она в Бессарабию? Была ли она уже зафиксирована? Вы знаете, источники зафиксировали, потому что многие возвращались, когда из фронта, потому что она именно тогда вот, и когда вот возвращались, особенно с Западного фронта, вот большевики, вот, и многие принесли с собой. Спасибо. Спасибо. Întrebări vă rog frumos.
Domnul Ierică, eu am o întrebare. S-a întâlnit chiar de epidemii, de ciumă, de holeră, persoane care au profitat de boala altora, da? De situația sanitară, de criză, etc., și care au făcut avere, profit. Poate persoane particulare, poate anumite instituții. Pentru că lucrurile astea se repetă deja de mii de ani, pentru cine era mai durere și moarte, pierdere, etc., dar sunt este o categorie de oameni care pe fundalul pandemiilor și epidemiilor fac bani. Și dacă ați întâlnit așa exemplu în Basarabia. Vă mulțumesc, domnul doctor Arapu, pentru întrebare. Da, erau, de exemplu, în comitetele acestea de curățenie, da, care făceau, care ardeau hainele care erau infectate, mulți ce făceau? Intrau în casele acestea, înainte să fie arse, și furau astea, bunurile care erau, mai ales banii. Sunt. Da. Nu, ei dezinfectau banii și după aceea. Dacă nu mai sunt întrebări, îi mulțumim domnului Duminica. Mersi. Stimați colegi, mi-am luat și o temă mai generală. Mi-am dorit să fac niște tangențe între mentalul colectiv din spațiul plutonistrean în evoluția sa istorică, în timpul epidemiilor și pandemiilor. Acum, după ce a vorbit domnul Duminică, ar trebui să mă repet într-un fel, în câteva aspecte, pentru că el foarte mult a făcut aceste tangențe. Dar, totuși, mă gândesc că ajung și eu să prezint ceva ce nu s-a vorbit până acum. Deci, epidemia mentală colectiv din spațiul plutonistrean. Ce am dorit eu prin această comunicare să vă spun? Mai întâi de toate vreau să menționez faptul că Institutul Patrimoniu Cultural are un cercetător deja inițiat în acest domeniu, care publică foarte mult, care are interviuri foarte bune și am văzut și astăzi acest lucru, că este foarte bine documentat, este vorba de domnul Arapu. În articolele care le-a publicat în revista noastră sunt menționate un șir întreg de imagini asupra epidemiilor, cum este reprezentată ciuma în documente și în mentalitate. Eu am început să studiez tangențial aspectul epidemiilor când am scris teza de doctor. Atunci am întâlnit foarte multe legende care îmi scoteam în evidență un anumit chip a acestor epidemii. De multe ori, chipul tuturor epidemiilor care au parcurs sau care au avut o careva consecință asupra populației din acest spațiu, din spațiul nostru, au avut aceeași imagine în mentalitatea tradițională sau în iluzoriu, spunem, unul iluzoriu în o anumită chip. De obicei, ciuma, holera, tifosul și toate epidemiile erau reprezentate pentru o babă foarte bătrână, de multe ori în formă scheletică, dar care numai decât avea pe ea îmbrăcat o manta neagră. Deci culoarea dominantă, sau care era culoarea care era asemuită cu ciuma, era culoarea neagră. De ce neagră? Deci probabil de la din asociere cu moartea, fiindcă epidemiile erau asociate în mare parte cu moartea, el de multe ori în reprezentările sale grafice purtau și o coasă, iată vedem aici, în partea stângă o fotografie a epidemiei de holeră. Deosebirea dintre ele era doar unica. Dacă holera era reprezentată cel mai des pe apă, adică calea prin care ea se transmite foarte ușor, ciuma era reprezentată mai mult pe sol, adică pe pământ. Asta era unica deosebire așa majoră între ele, din cele reprezentate. În rest, între ele nu erau absolut nicio deosebire.
Legenda ciumei ne reprezintă un tânăr care se întâlnește, deci mă opriu un pic la legenda ciumei, un tânăr care o întâlnește pe ciumă, un tânăr păstor care întâlnește ciuma și intră în conversație cu ea și ciuma îi spune că a venit după el și el zice că îi dă o oaie ciumii pentru ca să, într-un fel, ca să scape de ea. Și o amăgește și scapă de această ciumă. Și tot așa cu colera. Deci, pe rând le scoate pe fiecare aceste epidemii în fața acestui ciobănaș, care totuși reușește până la urmă să le amăgească. Ele, de asemenea, sunt babe slabe, în formă, cu formă scheletică, cu gheare foarte lungi, cu aceste gheare sfârtică inima și o scoate din piepta inima omului bolnav. Măsurile pentru, erau de, inițial împotriva ciumii, măsurile de apărare împotriva ciumii erau desigur că magice, fiindcă poporul nu știa altfel cum să lupte cu aceste epidemii. Era brazda trasă de către doi boi gemeni sau de către doi fii, tot gemeni. De ce gemeni? Cred că aici avem repercusiune mijlocite asupra zeilor indo-europeni. S-a păstrat de anume filiera aceasta, vedem că suntem, aparținem poporul indo-european, pentru că la indo-europeni existau acești zei gemeni, doi zei gemeni, care aveau puteri terapeutice miraculoase. Deci. Și atunci noi le-am păstrat în lupta împotriva ciumii, anume apar acești doi gemeni. În afară de aceasta, era cămașa ciumii, care cred că cunoașteți foarte bine, fiind etnologi, acest ritual afacerii cămeșei ciumii, care trebuia să fie făcut foarte repede, într-o seară, și de anumite, de un grup anumit de femei, care de asemenea trebuia să fie bătrâni. De ce bătrâni? Era neapărat să fie bătrâni, fiindcă se considerau că el era deja, nu sfinte, dar izbăvite de păcatul femeiesc și nu puteau transmite, stierpele se mai zicea, da? Și fiind stierpe nu puteau să transmită boala. Deci se oprea aici. Boala, ciuma se oprea aici. De asta, de obicei, se luau aceste femei bătrâne pentru facerea ciumii. Această facere a cămașii, cămașa pe urmă era scoasă la o margine de sat, nu este altceva decât o ofrandă dată ciumii. Așa o putem cataloga, ca o ofrandă dată ciumii, pentru că ea să se îmbrace în această cămașă și să-și, sau să-și învelească copiii, se mai ziceau, și să plece din acest sat. Printre metodele reale de luptă împotriva ciumii existau acei așa numiți ciocli, care erau oamenii care deja s-au îmbolnăvit și au rămas vii după petrecerea prin această boală. De aceea se cunoștea foarte bine că cioclii nu se mai pot îmbolnăvi de ciumă, aveau o imunitate față de această boală și ei erau oamenii care mergeau prin case și strângeau toate cadavrele celor morți și le îngropau. Epidemiile de ciume care au trecut prin acest teritoriu al nostru, nu epidemiile, în genere epidemiile, deci este ciuma, popular ciuma, științific pesta, de cel pierit, sifilisul, tot a fost o epidemie de care s-a vorbit astăzi mai puțin, malaria, junghiul, care era o epidemie de pneumonie, lungoarea, febra, tifoidă, oftica, tuberculoza pulmonară și vintre, diaree, dizenterie. De obicei, vintrea era foarte des asociată cu holera. Nu prea se cunoșteau când este holera și când este vintre, fiindcă aveau aceleași simptome, dizenterie, vărsători și așa mai departe. Deci aici avem o reprezentare a ciumii din secolul XIX, care cântă la vioară și în continuare m-am oprit și voi vorbi puțin despre epidemia de holeră. Nu o să repet ce a spus domnul Duminică, dar vreau să spun că epidemia de holeră a venit aici în Basarabia prin intermediul soldaților, ca și multe, multe alte epidemii care au ajuns la noi. În primul război mondial avem aceeași situație, prin intermediul soldaților s-au perindat două epidemii, gripa spaniolă și tiful sul eczematic și holera la SEP, de asemenea, a ajuns la noi pe cale mai mult, să spunem așa, militară. Deci,
De ce m-am oprit? Am aici un document care este scris de către un subprefect al județului Cluj. De ce spun, fac referință la Cluj? Fiindcă atunci Clujul se afla sub dominația austro-ungară și austro-ungară a fost țara care a scăpat foarte ușor din această epidemie de holeră prin măsurile radicale impuse. Ce au făcut ei în prima dată? Au început să despăducheze soldații. Deci au fost puși în carantină și despăducheați. Anume prin aceste măsuri au stopat foarte ușor această epidemie. Deci în acest document este foarte bine dat pentru prima dată în formă scrisă, se păstrează foarte bine. Deci cum, ce simte bolnavul de holeră, deci aceea sunt spuse că bolnavul de holeră se îmbolnăvește prin transmiterea unor ființe vii mici de tot, care nu se pot vedea cu echilibru, deci acestea sunt bacteriile. Și aceste bacterii, când vin, sunt în contact cu omul bolnav, fac ca boala să se, n-am știut că o să fie așa de mult. Deci când vin în contact cu omul bolnav, ele provoacă îmbolnăvirea. De asemenea, în acest document sunt foarte bine date măsurile de combatere a holerei. Spălatul pe mâini și se interzicea categoric consumul de alcool. Dacă să facem astăzi o referință la boala de COVID, se zice că trebuie cât mai mult oamenii care consumă alcool nu se îmbolnăvesc. Iată, atunci se interzicea categoric consumul de alcool, pentru că se considera că alcoolul este acel lichid care ia din imunitate și astfel holera se îmbolnăvește, se ia mai repede. De asemenea, omul bolnav de holeră trebuia să nu se spele în lacuri și în diferite ape murdare, să nu meargă prin piețe să cumpere diferite produse infectate și să evite adunările, mulțimile de oameni. Tot o paralelă așa cu ziua de astăzi, le se interzicea categoric să meargă la pomeni. Și astăzi există această interdicție de a merge la pomeni și la mormântări. Deci în acea perioadă se interzicea mergerea la mormântări și la, ca și în cazul holerii. La fel o să mă opresc un pic asupra epidemiei de tifus, pentru că se zice că în perioada imediat care a trecut, Basarabia, sau aflându-ne atunci în componența României, am avut de suferit foarte mult de pe urma acestui val epidemic. Domnul Duminic a zis că am avut de suferit foarte mult de pe urma holerei. Iar eu am găsit în documente că am avut de suferit foarte mult din urma acestui epidemie de tifos. Epidemia de tifos a venit aici, se spun sursele, odată cu strămutații din Muntenia, care s-au strămutat în Basarabia. Și fiind cazați în casele în basarabenilor, i-a infectat, aflându-se în condiții de aglomerație foarte mare, s-au infectat foarte ușor și basarabenii. Și astfel basarabenii, mai ales că erau un nivel de sărăcie așa în Basarabia destul de pronunțat, au avut de suferit condiții de multe ori insalubre și așa mai departe, situație medicală aproape inexistentă, deci serviciu medical, a avut de suferit Basarabia foarte mult și mai mult ca atât au murit foarte mult populație. Nu știu ce de fiecare dată să începe la început. Uite aici avem o fotografie unde muntenii se strămută. Deci
Aici avem niște date, epidemie de tifos, se zice că a izbucnit în Serbia și s-a strămutat treptat spre Europa de răsărit. De epidemie a murit Alexei Matveievici și mulți alți oameni politici. Iată aici se spune că în Basarabia s-au înregistrat 50.915 de cauzuri de îmbolnăvire de acest... dar se zice de fapt că au fost cu mult mai multe îmbolnăviri, pur și simplu oamenii nu doreau să declare aceste îmbolnăviri, ca și o paralelă cu astăzi. Avem un fragment din raportul de inspecție sanitară făcut în 1918 în unele sate de lângă Chișinău. Și atât ce spun aceștia. Bolnavii stau toți pe la case lor, culcați prin case sau prin prispe, așteptând vindecarea sau moartea. Nicăieri nu se vede personalul medical, nimeni nu cunoaște declarare, izolare și dezinfecție. Deci, prin acest fragment de document se vede situația la etapa dată a sistemului medical. Aceasta a fost prezentarea. Acum o să vorbesc puțin despre situația actuală și despre faptul că în perioada pandemică, începând cu cele mai vechi tipuri și până astăzi, mereu a apărut o altă urmare. Cea mai principală urmare a pandemiilor a fost pandemiile, să zicem așa, mentale. Odată am început să studiez acest fenomen. Ce înseamnă o pandemie mentală? Deci o pandemie mentală înseamnă faptul că din anumite cauze provocate de pandemia nemijlocită, oamenii, populația, ajung să-și imagineze niște lucruri care nu există sau care sunt un pic deteriorate ca conținut. Astăzi noi avem, de exemplu, imaginea despre coronavirus, atitudinea față de coronavirus, cum a debutat. Vreau să vorbesc puțin despre aceste aspecte. Mai întâi de toate, negarea acestui virus. Prima etapă a fost negarea virusului. Peste tot mass media au fost enunțate că acest virus nu există. A doilea moment a fost faptul că a zis că este o armă biologică, creată special. Nu știu dacă aflăm până la urmă, a fost armă biologică sau nu a fost armă biologică. Realitatea este că atitudinea populației Republicii Moldova față de acest coronavirus a fost una neserioasă. Chiar și în rândul medicilor a fost personal care nu a crezut până la declanșarea unui val mai accentuat din această epidemie că există această pandemie. S-au vehiculat multe idei că pandemia este creată în laborator pentru a micșora numărul populației sau pentru a pregăti terenul pentru un nou vaccin. Acest vaccin fiind cauza declanșării acestei pandemii pentru ca unele companii farmaceutice să se îmbogățească pe seama populației lumii. Deci aceste teorii conspiraționiste, sau să spunem așa, sunt foarte actuale astăzi. Din această cauză, nerespectării, carantinei, s-a declanșat această epidemie și îmbolnăvire în masă. Ca și în trecut, domnul Larapu are în articolul său menționat acest fapt, când se ucideau pisicile și câinii pentru a evita pandemia. Este nu altceva decât o isterie în masă. Altă isterie a fost inițial când a apărut acest virus de pandemie, acest virus COVID. Ce s-a întâmplat? Toată lumea a fugit și a cumpărat tot ce era în magazin. Deci tot este o formă de isterie în masă. Aceste forme isterice de manifestare în rândul populației sunt foarte bine analizate de către mulți cercetători astăzi, în special în Ucraina și Rusia. Dacă voi ajunge să scriu articol, voi face nemijlocită referire la aceste fapte. Sperăm că situația care s-a creat astăzi în Republică va educa
populația și pe viitor vom depăși mai ușor îmbolnăvirile, infectarea în masă și vom ieși cu anumite lecții învățate. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog întrebări. Aș avea eu o întrebare. Iată, despre epidemiile din trecut, din secolele trecute, cu siguranță una dintre cauze era lipsa sanitariei și igiene. Da, din ciumă, vorbim de ciumă, coleră și altele, cu siguranță una dintre cauze este sau un nivel jos de sanitarie și igienă la populație, pentru, la rândul populației, pentru că, bineînțeles că praturile avute aveau alte condiții de trai și de viață, praturile sărace aveau alte condiții de viață și de trai, ca și în prezent, așa? În prezent, răspândirea epidemiei de COVID are o legătură cu cultura noastră sanitară și de igienă sau nu are legătură? Ce părere aveți? Desigur că are legătură cu cultura noastră generală și de igienă, fiindcă în mare parte oamenii au, se spune, deci, ce au mutat să spun că această epidemie, ca și în trecut, a îmbogățit într-un fel folclorul nostru. Acum avem foarte multe bancuri despre acest coronavirus. Înainte aveam legende despre ciumă, coleră, acum avem foarte multe bancuri. Unii din aceste bancuri spune că se spală mai des pe mâini, atât de des se spală pe mâini, că deja poți să dezinfecteze pe oricare altul cu care intră în contact. Deci, dacă se respectă normele, spălatul pe mâini, purtarea măștii, desigur că nu puteam să ajungem la un număr atât de mare de îmbolnăviri. În trecut, situația era diferită de acum. De ce am spus asta? Pentru că este interesant că pandemia a afectat și țările n-am dezvoltat civilizate, tehnologic, economic, adică unde este un grad, un nivel înalt al sanitariei publice, instituții. Deci din istorie vedem că oricare epidemie afectează atât bogații cât și săraci. Epidemia nu alege după clasă socială, structură socială și altceva. Desigur că a afectat și țările în au dezvoltat, chiar dacă acolo este alt nivel, este altul sistemul medical. Pentru că oamenii circulă permanent și contactul dintre oameni nu poate să nu aducă la infectări. Partea bună, să vă spun care. De fapt, a sporit într-un fel țara, ar trebui să sporească vigilianța, care din păcate ne lipsește. Dacă vorbim de mediul în transport, să vedem, portăm masă. Și doi, a arătat parte sau punctele vulnerabile ale sistemului de sănătate. Prin urmare, se vede că totuși oamenii câteodată sau soluțiile nu învață din propriile greșeli. Am fost afectat de SIDA. Eu zic că trecut unul că am îndepărtat. De gripa aviară, deși unii spun că asta mai mult a fost o ficțiune, că a fost asta inventată de către companiile sau farmaceutice, acum am trecut la altceva și nu știu ce o fi mai departe. Adică, vigilență 1 și 2 ne-a arătat cu punctele slabe. Noi trebuie să fim pregătiți. Societatea, de fapt, țările dezvoltate, n-au dezvoltate, din nou fost din cele pregătite pentru astfel de pandemie. Se credea la început că eu sigur, epidemie, că mi-a transformat în pandemie. Iată, deja dacă avem câte 45 de milioane, dacă nu greșesc, nu? Întreb un grup. În Statele Unite au murit peste 200 și ceva de mii, sunt infectați, nu știu că sunt la un nivel de 5 milioane. Adică, asta trebuie să ne învețe, astea lecții, cu parte, ce obțin de lecții, ar trebui să tragem sau să învățăm din situația prin care trece astăzi omenirea. Eu încă am citit că de ce țările occidentale nu erau pregătite, pentru că acolo, chiar în medicina lor, nu era învățată epidemiologie, pentru că ei de mult nu s-au întâlnit cu asta și pentru deci acest obiect nu era inclus în obiect de studiu la medicină. La ruși este acest obiect inclus, ei erau mai pregătiți decât țările acestea occidentale.
Da, în Uniunea Sovietică a existat un caz în anii 70 de ciumă, de care nu s-a știut foarte mult timp. Abia când a căzut cortina de fier s-a aflat că a existat acest caz de ciumă, un savant care a fost în India, a venit în Rusia și a infectat doi oameni, pe un lucrător de la aeroport și un coleg de-al său. Și foarte repede acest focar s-a stopat. Deci colegul a fost izolat, persoanele care au intrat în contact la fel s-a FSB, sau cum se numește, Serviciul de Securitate, KGB-ul, deci s-a implicat și persoanele care savanți, un coleg savant care colegul dânsului, care infectatului, pleca spre Paris. Deci au întors avionul și pur și simplu au stopat așa. Dacă nu întorceau avionul, avem și în anii 70 o epidemie de ciumă. Deci, dacă se acționa și la noi foarte drastic inițial, putem să evităm îmbolnăvirea în masă. Și ca și în toată lumea, de fapt. Dar globalizarea își are efectul. Circulația asta de oameni. Mă întrebat aici, pentru că dumneavoastră nu știu, în anii 70 a fost un focar de coleră. Aici, aparte, nu mă amintesc. Și mă amintesc că eu trăim născut, fie tot așa. Da. Născut pe mamă ministru, nu ne și permitea să ne scăldăm la ministru. Este un de mamă ca și în 90 au fost. Acela a fost unul ca a murit. E adevărat că atunci e mai puțin a fost mediatizat. Dar eu știu de ce, de asta cum ce de acum, de informații care acum au fost difuzate, de fapt, regiunea Cerea a folosit întregul district militar Odessa pentru a interzice accesul și ieșirea din district. Întrecerile sportive care erau, știu atunci, nu s-au întrebat că tot, echipa de fotbal Cernomore se juca în Kiev. Au fost cazuri atunci tot vitale, dar nu s-a vorbit atunci, nu am cifre exacte. Dar știu că a fost atunci ce s-au auzit în pace, colera. Iată, cei care atunci erau, la sudul era mai aproape, asta noi eram ceva mai departe. Și oricum, iată, zic, a fost un focar asta. Mai înainte, în URSS, a fost un focar în regiunea Astrahan. Iată, dar despre care vă spun, de 90, nu știu, o fi fost, dar ăsta a fost unul destul de serios. Asta din anul. Eu personal am primit injecție protiv coleră. Aha, vaccin. Очень болячий. Ага. Спину вот сюда делать, показывали себе, потому что это был первый класс. В 71 году сделали мне укол. Так что это было на юге у нас там в основном было. Не из Одессы шло, да? Ну, имеется в виду, проводили. Юг тоже был первый встретил. Да. Это на столичке. Стимати коллеги, дака ведь сугестии комплеты, интервью. Да. Eu cred că ei toți beau cafea, în afară de domnul. Asta e de fotografie? Da. Noastră zi, am. Pun opinia, dacă este posibil. Da, vă rog. Da. Am vrut să spun așa, eu nu am făcut special, bineînțeles, cercetarea, dar am făcut întrebări pe tema mea, relațiile interculturale. Și am pus și întrebare despre COVID mai mult la tinerețe și la tinerețe studenți. Și vreau să vă spun că, după părerea mea, da, acum este o situație foarte gravă, dar pe de altă parte, noi trebuie să ne gândim de ceea ce să fie după COVID. COVID rano или поздно заканчивается. Но вот эта травма, которую получило общество на всех уровнях, и вот здесь очень важно подойти системно, то, что показывают сегодня многочисленные исследования психологов. Личностный, групповой, макроуровень и глобальный уровень. Сегодня как никогда нельзя сконцентрироваться только на межгрупповом уровне, так как эта тема задевает и пронизывает все уровни. Причем, наверное, впервые, когда глобальный уровень, на который мы всегда немножко смотрели скептически, это было далеко, это особо нас не касалось, сегодня касается достаточно сильно. И что, как бы, если вернуться к интервью, что можно, какие выводы сделать?
Первое, я думаю, что после ковида, я извиняюсь, что говорю после ковида, потому что мы как психологи думаем о том, что люди останутся с большой травмой, и эта травма будет пронизывать все, и придется работать, наверное, психологом, психиатром и так далее, другим специалистам. То хотелось бы отметить, что можно выделить у молодежи, например, следующие группы. Группа, которая конструктивная, я бы ее обозначила. Когда они восприняли эту информацию, они тоже, возможно, были растеряны. И нельзя хотела, чтобы складывалось у молодежи впечатление, что ей было все равно, она смотрела пофигистки и так далее. Я говорила о студенческой молодежи. Они как бы внимательно собирали информацию, сопоставляли ее, и затем, в общем-то, как они сами говорили, что да, мы об этом знаем, мы это понимаем, но тем не менее мы продолжаем жить практически почти нашей обычной жизнью. И кто у них больше всего вызывал тревогу, это, конечно, родители и дедушки с бабушками. Вот здесь очень большое значение, и, как показывают и психологические исследования, играет моральный аспект. Возможно, ковид обострил, я бы сказала так, кризис морали, кризис моральных норм. Потому что он еще и осветил определенное, скажем так, не противоречие, а межпоколенная напряженность. Потому что, если помните, в начале ковида, ну так называемый, он, конечно, начался раньше, сообщали очень много о поколении зрелого возраста. И все время предупреждали, что они в группе опасности, потом уже со временем уже перешло, как бы ковид помолодел. И вот этот момент отношения страхи, как бы он несколько разделил поколения. В общем-то, в начале в социальных представлениях складывалось, как будто молодежь это практически не касается. И как раз здесь осветилась проблема ответственности молодого поколения перед старшим поколением. И это прежде всего вообще-то моральные ценности. Вот с этим я бы сказала, который, конечно, тесно связан с менталитетом, с ментальными особенностями. И кризис моральных ценностей, возможно, культурных ценностей, в общем-то, он показал, что, как говорили в советское время, есть над чем работать. Это проблема. Вторая подгруппа молодежи, она отнеслась очень возмутительно, то есть прервали ее обычный, скажем так, достаточно насыщенный, веселый образ жизни. И, в общем-то, не очень хотелось, ну, возможно, как бы воспринимать, что происходит. И это было связано еще с очень сильным неверием. И эта группа, и которая как бы, ну, где-то выискивала, здесь есть одна особенность, как мы воспринимаем информацию. Мы воспринимаем ее ровно настолько, насколько у нас установки, знания и чего мы хотим найти, какая у нас цель. И вот выискивался либо момент какого-то заговора, манипуляции и чего-то там еще. И следующая группа – это группа, которая, ну, как бы, достаточно тревожная. И группа, у которой где-то кто-то уже заболел. И вот этот момент, то есть непосредственный опыт от близких родственников. Потому что вторая группа, она мне говорила, например, что «А что, вот мы ходим, из моих родственников никто не заболел, из моих знакомых никто не заболел, но если это так страшно, то ведь никто не болеет». И другая группа, у которых это коснулось, которые практически видели это, или очень близких, или родственников, она, конечно, несколько по-иному относилась к пониманиям, но это повышало и определенную тревожность. И здесь есть один, как бы, очень важный момент, который вот особенно касается, наверное, и экономического, и ментальных перспектив. Очень сильно
в процессе ковида и, наверное, после ковида еще долго останется такой момент суженности временной перспективы. То есть люди хотят думать о настоящем, а еще лучше вспоминать прошлое. А вот будущее, оно достаточно как бы негативно, оно пугает, и в дальнейшем это может оказывать влияние на психическое здоровье, потому что, в общем-то, когда мы говорим о будущем, то вообще будущее всегда является таким очень мотивирующим фактором для движения, для субъектности, для активности, для многих таких креативных вещей. В данном случае это проблема. И еще вот как проблема, которая дискутируется, это проблема, конечно, это проблема учителей, группа, которая очень сильно пострадала, и проблема врачей. Вот эти две профессиональные группы, которые непосредственно как бы находятся на переднем крае, и после окончания ковида должны быть под особым вниманием разных специалистов и государств в том числе. И еще один момент, на котором мало пока говорят, но так как я, как говорится, бывший дошкольник, писала по дошкольникам, но бывших дошкольников не бывает, как говорят, то я бы сказала так, что как раз наиболее травмированными окажутся, это уже моя личная позиция, окажутся не подростки, окажутся не молодежь. У молодежи все равно впереди любовь, создание семьи и так далее. И даже окажутся не пожилые люди. С моей пожилых людей хватит прошлого опыта и жизнестойкости переработать эту информацию. А с моей точки зрения, наиболее травмированной группой, которая будет, и которая потом аукнется эхом в подростковом возрасте, это старшие дошкольники. Это старшие дошкольники, которым 5-6-7 лет, которым и даже первый класс, которым трудно объяснить, что надо дистанцию, которые прощаются у входа в детский сад с мамами, с папами, и которые уже сейчас приучены находиться на дистанции, а так как они все воспринимают на уровне эмоций, а не на уровне когниции, что происходит у других групп, эта группа пока... Это все уходит на эмоциональный уровень. Думаю, что в подростковом возрасте, это, когда они подрастут, это группа, с которой придется работать специалистом, а еще больше, это же так достаточно долго длится, это вообще и будущее поколение. Это поколение ковида, как уже называют психологи. Поэтому я думаю, что то, как происходило в нашей исторической памяти эти этапы, они, наверное, достаточно интересны. Но сегодня момент, который, наверное, для всех специалистов, как говорится, есть предмет исследования, что на личность действует целая система. Личность, группа, и личность, группа — не такой глобальный момент. И, ой, известно, не такой глобальный момент. Вот это имеет очень как бы это имеет очень большое значение. И я не случайно коснулась дошкольников, потому что сегодня проблема поколений и диалога поколений. Это не только такой духовный момент, но это вообще несет в себе большой социально-экономический момент. Потому что для страны необходимо внедрять определенные срочные экономические реформы, но это может быть только тогда, когда поколения понимают и поддерживают друг друга. Поэтому, в общем-то, эта тема очень актуальная, с очень длинной перспективой последствий. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Но психологи не могут не выступить. Вам мультимин фумоз. Într-adevăr, astăzi vorbești foarte mult despre copiii ăștia care sunt izolați, fiindcă ei o să primească o traumă destul de mare, această izolare. Bine, acum în Republica Moldova copiii sunt deja la școală, dar totuși sunt o anumită parte de un anumit număr de copii care au cerințe educaționale speciale și anume asupra lor se zice că o să fie cel mai mare impactul cel mai negativ o să-l aibă această pandemie. Да, да, тут уж Донна Наталья Аштраче-Атенцев
supărare aici. La perioada preșcola, știți, și încă un moment, nu, la copii preșcola, dumneavoastră ați vorbit despre elevi, dar eu despre preșcolari am avut, care nu parcă nu încurcă nimeni, parcă nimeni nu pretrage atenție, mai mult la elevi, cum merge proces educațional instructiv, ca acolo note și etc. Și este un moment foarte, foarte important despre care discutam psihologii. Asta, cum a reacționat pandemia în oraș și în sat. Da. Și cum a fost proces educațional instructiv la sate și la oraș. Da. La bine, sate mulțumesc, se duc da. Foarte bine în joacă pe afară. Când ești la oraș, sunt mai privați de drepturi, să le spunem așa. Da. Este un moment care eu aș spunea că la sate pot să fie mai puțin traumat, nu din cauza că nu sunt informați, dar mai mult este susținerea omenească, înțelegeți, emoțională, în comparație cu oraș. Aici putem face o paralelă cu generația Cernobâlului, care și acum se simte și pe sănătate și pe psihic. Cum poți să faci diferența între știri falsă, banc, care se promovează această pandemie. Deci limita asta între știri false, banc și știri oficiale, pentru că știri oficiale care le dă instituții statului, ele nu au încredere în populație. Deci dacă nu uităm la sondaje de opinie, instituții statului, cei care spun despre pandemie oficială, ele nu au încredere în statului. De altă parte, în America, multe știri false care se distribuie. Și plus aceste bani. Nu știu, ce aude? Domnul Duminică adresează o întrebare. Care este diferența dintre știrile false, bancuri și știrile neoficiale în mass media? Oficiale, dar instituțiile care le prindeau nu au încredere. De exemplu, în perioada medievală sau modernă, preoții, da, distribuiau această informație care aveau mai mare încredere în populație. Spre deosebire de acum, deci persoanele care spun o informație oficială, ele de fapt nu au încredere populația. De ce populația nu are încredere în informația oficială? Și cum facem noi? Noi trăim într-o epocă tehnologică, unde fiecare se poate informa la un simplu click. Și de obicei vine informația care este plasată pe site și nu mai ajunge să citească informația oficială. Oamenii sunt dezinformați, chiar dacă suntem în perioada asta avansată de tehnologizare, unde ne putem informa. Și mai ales că oamenii sunt tentați să creadă în ceva care seamănă poveste mai mult decât ceva care este oficial. Deci ei nu cred în cifre oficiale, dar cred în teoria conspirației. Iată, o să ne lovească. Și asta poate fi și ca sursă oficială în cercetare. Da. Deci aceste agenții, bancuri, știrile false, ca să ne progrești. Deci, nu este problemă, dar vă asumați responsabilitatea. Deci, știți care? Chestiunea este una. De fapt, noi 95% din informație care o avem, noi o luăm pe bune, fără să putem verifica. Și numai poate nici 5%, pe care noi singur putem într-un fel să controlăm, să verificăm și convingem că așa e sau mai așa. De ce? Atât când o iei pe bune, probabil, și chiar de cum, nici nu e neapărat că toată informația să o iei pe bune și să o folosești. Atunci trebuie singur să mergi. Să mergi pe urmele sursei și deci asta, de fapt, e sarcina cercetătorului. Ascultă, tot sunt include în discuția, dacă este posibil. Da, vă rog. Eu am vrut să spun că în perioada dată țara noastră, ori spațiu post-sovietic, cum arăta cercetările psihologilor, a intrat cu foarte scăzut nivel de încredere la instituțiile sociale. Asta e genere. Dar e importanță de COVID. E genere. Eu nu am deschis aici nimic. Nu puteți să vedem orice cercetare sociologică. Asta e prima. Și a doilea este un moment foarte important despre care vorbesc psihologii, că a venit perioada experții. Iată experții care pot explica reputația, care s-a format nu într-un an,
niște persoane care au reputație, mai ales la noi, Republica, lumea, știi tare repede, de un medic bun, doar noi știm, îi dă și în alte societăți, Ucraina, România și etc., la persoane, medici, de exemplu, nu de exemplu, care au reputație formată ani și ani, lumea are încredere. Și acum perioada experților cu reputație și încă un moment, când expertul explică așa, că lumea poate înțelege, oricum se zic așa, prototipicescaia личность. Nu când ceva așa, niște discuții pentru elită, ori pentru specialist profesional, dar când el explică așa, că lumea înțelege, și el este puțin așa, prin cuvinte, spus noi, între noi, și etc., nu voi, și mai departe. Și eu aș spunea că anume în perioada dată, așa persoane sunt în orice țară. Și de aceea ar fi bine că nu alte specialiști din, cu tot onorarea, din politică, nu știu, sociologie și etc., dar să vorbească, tot mai de mult, să vorbească acele persoane care se ocupă tare repede prin internet, se poate de găsit cine e, în ce domeniu a lucrat și cu cine, și fără internet de sunat la niște cunoscuți. Și deodată. Și după părerea mea, acum noi a revenit la perioada încrederii personale la experți. Și deodată vreau să felicitesc cu ziua științei. Vă mulțumim. Asta și. Și Institutul Patrimoniu Cultural a venit cu un mesaj de felicitare. Îl găsiți pe poșta electronică. Pe site. Pe site. Da. Da. Da, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt. Vă mulțumim pentru atenție. Sperăm că această discuție va contribui și a avea un aspect educativ, cel puțin, pentru cei care au fost prezenți. Vă dorim mult succes în cercetări, pentru că este ziua științei, și la mulți ani cercetătorilor.